Bună ziua, oameni buni, bună ziua, îl mai avem și pe prietenul Oprișanu, mai avem și pe Anca Lungulese, avem multe astăzi pentru dumneavoastră. Meniul este bogat și pe gustul tuturor, exact cum a fost meniul prietenilor noștri care au spus da și acum sunt o familie frumoasă și fericită. O să vină imediat și Ana și domnul Dan aici pe canapea. Iată, bă, frumoși, relaxați. Sper că deja acum se gândesc la luna de miere, nu? Normal. Asta e perfect. Abia așteptăm, oameni buni. Am avut un weekend ăsta nebun de tot. Au fost alegeri, a fost nebunie. În unele locuri au fost chiar surprize la alegeri, în altele nimic, adică un fel de bla 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 bla. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Acum nu știu la alții cum e, dar vreau să mai spun încă o dată că aici la noi la emisiune numai democrație nu e, băi nene. Pentru că eu sunt de 17 ani aici, Greta. Nu am contracandidați, nici măcar nu organizăm alegeri. Tu ești din vechiul mandat. Pe tine te-am brăstat, Greta, din vechiul mandat. Așadar, dacă v-ați obișnuit, dacă nu v-ați obișnuit cu mine, oameni buni, de 17 ani zi de zi, eu cred că e timpul să o faceți. De 4 ani ne-am obișnuit, în schimb, noi cei care locuim în București, cu primarul vechi, dar și primarul nou, pe nume Nicușor Dan, și o să intrăm imediat în direct cu dumnealui să-i spunem, cum să-i spunem, succes într-un nou mandat și să fie bine ca să nu fie rău. Alo, bună ziua! Bună ziua! Felicitări, ce faceți? Mulțumesc, alergă colegii de-ai dumneavoastră pe aici. Domnule, stați un pic, nu înțeleg, păi ați câștigat mandatul, acum nu sunteți să dați de băut, să faceți cinste? Dau, nu, de băut, dau declarații. Bun, dar vreau să vă întreb ceva. Aseară, după ce ați aflat că ați câștigat, ce ați făcut? Cu soția mă întreb, ați dus cu ea la masă împreună, dragă, uite, o să avem încă 4 ani agitați în viața noastră. Sau ați stat doar dumneavoastră cu dumneavoastră de vorbă? Sau ce ați făcut? Prima noapte, după ce ați aflat că sunteți din nou primar. Nu, aseară a fost o mică, în fine, întâlnire cu simpatizanții aici în Cismigiu, după care m-am dus la sediul Alianței care m-a susținut, după care m-am întors aici și în absența mea se deschiseseră niște șampanii și mi-au dat și mie. Da. Ați avut o noapte albă, adică? Sau nu, ați și dormit? M-am culcat la 2:30 după ce am mai butonat puțin calculatorul și m-am trezit la 7:30 și am stat de vorbă cu fetița care... E bine că v-ați trezit și tot dumneavoastră ați aflat că sunteți primar, că putea să vă treziți și aflați că sunteți pe locul 2. Da, da. Și mandatul ăsta o să înceapă abia în octombrie, deci acum avem de terminat... Așa că... e. Eu vreau să înțeleagă, s-au mai culcat alții primari și s-au trezit a doua zi pe locul 2. Da, da, da. Nu e cazul meu. Dar erați sigur că o să câștigați? Acum, sincer, că știți cum e. Alegerile au fost. Și erau multe sondaje. Unele ziceau că da, unele că nu. Unele că aproape, altele că încă puțin. Vă dați seama că suntem și noi profesioniști în zona asta. Am avut niște sondaje, am mai discutat cu alții care aveau alte sondaje. Deci în condiții normale știam că o să câștigăm, numai că tot timpul depinde de mobilizarea oamenilor. E vorba de sute de mii de oameni și e important ca ei să vină efectiv la vot. Așa, matematic, dacă ne luăm după ce gândeau oamenii, am fi câștigat de acum o lună. Dar trebuie să faci un efort să te duci până la urna de vot să votezi. Eu zic că acum și gata, sunteți la primărie? Sunt la primărie, da, da, da. Deci, practic, nu v-ați luat nimic din birou, a rămas la fel intact. Da, 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 au apărut niște dosare în absența mea. Pe care trebuie să le semnați sau să le trimiteți în instanță? Să știți că în acești 3 ani și jumătate de mandat am rupt 5 sacouri în cotul drept de la semnat, probabil. E pe bune asta, nu? Da, da, pe bune, da. Deci, adevărată vorba aia, semnat ca primarul, că semnează mult, adică, nu? Bun, perfect. Atunci noi să știți că și acum 4 ani când ați câștigat primul mandat, am intrat în legătură directă cu noastră și vă mulțumim că și acum ați acceptat. Și ne bucurăm dacă aveți un mesaj pentru cei care v-au ales și pentru cei care nu v-au ales, să știți că acum poporul vă ascultă. Da, în primul rând mulțumesc tuturor celor care au venit la vot ieri să mă voteze, pentru că a fost un efort, a fost o zi călduroasă și... Dincolo de asta, și pentru cei care m-au votat, și pentru cei care nu m-au votat, și pentru cei care n-au venit la vot, eu îi îndemn să creadă în continuare în București, să creadă în continuare în România
să creadă că încercăm să facem tot ce ține de noi pentru a le face viața mai bună. Acum avem multe restanțe istorice în orașul ăsta, e nevoie de mulți bani, dar încercăm cât putem să facem viața noastră tuturor mai bună. Vă mulțumim mult de tot. Mai aveam o întrebare. Dacă, de exemplu, pe ultima sută de metri dumneavoastră, nu știu, hotărați să vă retrageți, nu știu, zicem așa, ipotetic, dintre locul 2 și locul 3, pe cine ați fi văzut primar? Ah, greu. Greu. Să știți că i-a oscilat în... Asta e și motivul pentru care n-am făcut dezbateri. Că ba a fost unul pe locul 2, ba a fost celălalt pe locul 2. Da. Dar nu spuneți dacă, pe cine ați fi văzut, dacă nu erați dumneavoastră? Nu, știți că m-ați invitat ca om politic aici, nu? Da, am înțeles. Perfect. Avem sosurile picante, o rubrică vinerea, dacă veniți odată, facem ravagii. Da. Vă mulțumim mult de tot. Eu mulțumesc. Să aveți o zi minunată și să aveți un an, să aveți un mandat cu multă energie și cu multe realizări pentru bucureșteni. Cu apă caldă, cu drumuri asfaltate, cu tramvaie care să meargă, că s-a lucrat în perioada asta, mai ales pe Barbu Văcărescu pe acolo, cred că o să arate senzațional când o să fie gata zona. Da, cam într-o jumătate de an o să fie gata, da. Vă mulțumim și să aveți grijă de București, ca și cum ați avea grijă de casa dumneavoastră. Mulțumesc. Ne vedem peste 4 ani, da? Iarăși candidați peste 4 ani. Nu, că ați fi primul om politic care vă anunțați mandatul. Candidatura. Da, bine. O să vedem ce ne rezervă București. Viitorul încercăm să facem ce ține de noi. Pentru vă mulțumim mult de tot și vă dorim toate cele bune și multă energie. Mulțumesc. Mulțumim mult.